Bună, dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou jurnal video aici pe România Cultur Cars. Numele meu este Baicu Vlad Andrei și împreună cu Andrei Mangalia. Salut, Andrei! Salutări, pasionați de viteză în coastă! Da, într-adevăr, astăzi vom vorbi despre campionatul național de viteză în coastă, sezonul 2022, un sezon interesant, plin de suspans, adrenalină, emoție, multe, multe lucruri sunt de spus despre acest sezon. Din nou îl avem invitat pe Andrei Mangaia, după cum bine știți am filmat cu el și jurnalul video de la Raliul. A acceptat și invitația pentru viteză în coastă. Aș da, Andrei, hai să intrăm repede în topicul în subiecte și să vorbim despre etapele de coeficient 2. Da, o să ne axăm pe aceste etape de coeficient pentru că au fost cu structura clasică de sâmbătă și duminică și în plus am avut concurenții principali de la viteză în coastă acolo. Sezonul 2022 a fost împărțit în două, cum ar veni, etape de coeficient 1 și etape de coeficient 2. Evident, cele mai importante au fost cele de coeficient 2. La coeficient 1, competiția majoritară a fost cu viteza în coastă 2. Să nu uităm, anul ăsta am avut și performance factor. Pe scurt, performance factor este deci am înțeles o formulă de calcul care se determină clasa mașinii, grupa unde se va încadra și aici contează tracțiunea, motorul, transmisia, structura mașinii și așa mai departe, exclusiv pentru mașinile de turism, gen cum e cea din spatele tău, Vlad, da, luat de și uh, cum ar fi uh, prototipurile și mașinile electrice nu stă cadrate la acest Performance Factor. Și hai să începem cu categoria 1, unde am avut uh, o bătălie strânsă între Costel Cășuneanu și Alex Pițigoi, o luptă care s-a dus până la ultima etapă de la Poiana Brașov. Am avut 6 runde de coeficient 2 și final a fost chiar pe legendarul traseu de la Poiană. Drumul uh, luptă... Da, o luptă interesantă între o mașină cu tracțiune integrală și o mașină cu tracțiune spate, o mașină de circuit versus o mașină de raliu, practic. Tot acolo s-a remarcat și Dudu Schenkea la categoria 1, cu Mitsubishi Lancer Revo 8. Și da, a fost o luptă foarte intensă. De etapă de etapă, Dodo și Costel s-au luptat, cot la cot, pe trasele de viteză în coastă. Și să vedem în acest an ce ne pregătește. De momentan nu avem informații despre Dodo, respectiv Costel. Mergem mai da. departe. Categoria 2. Da, asta vreau să zicem categoria 2 aici, unde practic au fost cele mai rapide mașini din campionat. categoria care cumva a contat și în clasamentul open al etapei, doar ce la final de sezon nu mai avem acel clasament open. Uh -huh. La categoria 2 am avut o luptă foarte, foarte interesantă între Octavian Ciovică pe Radical, s și rivalul său Emil Ghinea pe norma M20. Emil Ghinea a crescut foarte mult în acest an. Din păcate a avut ghinion, cumva lupta lor s-a cam dus de la straja. Pentru că mașina lui Emil s-a stricat și uh, Emil a revenit totuși a baia mare, dar uh, n-a mai putut să recupereze acel deficit de puncte, așa că Octavian Ciovic a scăpat cumva în învingător și a reușit iată să devină campion național uh, la categoria 2 și cu numeroase titluri, se spune așa, de la etape cu King of the Hill, adică cel mai rapid timp obținut uh, la o etapă, nu cel cum luat timpul de pe o manșă de concurs. Și, da, am avut o bătălie doar între ei, doi. Iată, Octavian Ciovic a avut de luptat doi ani și cu Emil Nestor în 2020 și cu Alex Mir respectiv, și eu în 2021. Iată, anul acesta, în 2022, l-a avut pe Mic Ghinea Carival, dar sunt și doi oameni care uh, se înțeleg și foarte bine și am avut ocazia să-i cunosc la etapa de areșița. Da. Mergem, ai uitat să-l menționez pe botizanto care a venit cu... Uh, Boton bot Sabo, da, Boton bot Sabo. Sabo uh, Boti a venit pe un Radical de SR3 uh, care vine tocmai de la curse de circuit, pe care a mers chiar Emil Nestor. Ecremento da, s-a acomod... da, acomodat binișor cu această mașină în acest sezon și... Uh... Da, să vedem, poate la anul, poate în acest an 2023 vine și mai ca lumea în da. clasamente, iar da, să vedem ce ne rezervă sezonul acesta la categoria 2. Și Dragoș Savloski, și pe tine te așteptăm la anul la coastă sezonul viitor. Bun, mergem la categoria PF 16, dacă am zis bine. Da, Andrei. o să luăm fiecare categorie de performance factor în parte. Începem cu grupa 1 la care nu prea avem multe zis, doar pe Robert Barabaș l-am avut în prim plan în acest sezon 2022. A venit și Călin Făgădar la Baia Mare, respectiv Poiana Brașov cu Mitsubishi și Lenserevo Revo 7, dacă țin bine minte, a, a, sa Viola, care a fost încadrată la această categorie de clasă grupa 1, practic, de performance factor. Aici, la această grupă 1 întâlnim ca cele mai avansate ma mașini pe partea de viteză în coastă, mașini cumva gândite strict pentru treaba asta Merge mai departe, grupa 2 la fel, cu, nu prea a avut așa foarte multă acțiune, Dodo Pizzigoi campion, singurul rival de-a lungul sezonului, să spunem așa, a fost chiar Andrei Mitrașcă, a venit Andreea cu pasul la modelul Daci Rogan STCC al lui Costi Stranic, de adevăr a venit și Lucian Răduț la grupa 2, la etapa de la Câmpul Lung, Mușel și Poiana Brașov, un Luci Răduț care nu și-a pierdut acel rit pe care l-avea dintotdeauna, chiar că în acest an a oscilat între Citroen Saxo și Mitsubishi Lancer Evo, fostul tricolor, cum știm cu toții în campionatul de viteză în coastă. Și cam atât ar fi la grupa 2, nu prea au fost multă acțiune, dar începe cu grupa 3 și aici deja am avut ce vedea. Costel și un anul campion cu un avantaj destul de mare la capitolul puncte, dar am avut nume precum Dudu Șenchea, care s-a luptat acolo la victorie, Florin Dorche cu Mitsubishi Lancer Evo 9 și totodată un nume care, să fiu sincer, l-am remarcat, m-a un pic chiar în acest sezon, este vorba despre George Știopulescu cu Prateceri. S-a adaptat foarte bine cu mașina pilotul Reșițean și iată că a reușit să, să lupte acolo pentru podium la uh, grupa 3. Mm -hmm. Mergem la grupa 4, unde victoria a revenit bulgarului Pavel Șencov cu Lada sa, o mașină foarte spectaculoasă și merită văzută și realitate, de ași, prieteni. Uh, totodată, acolo la vârf a venit Cosminion. Cosminion care a făcut pasul de la sa Dacia Logan RS și s-a mutat pe un Peugeot 308 TCR, o mașină de uzin, o mașină 100% de circuit, care iată s-a adaptat foarte bine și la viteză în coastă și s-a luptat acolo cu Pavel Șencov destul de bine în acest sezon. Alte nume pe care am remarcat, Mar Banca cu Subaru Impreza, la fel un pilot care merge ce în ce mai rapid și a avut o mașină foarte spectaculoasă, acel Subaru Impreza. Și iată, am avut diversitate frumoasă la această categorie cu numărul 4 mergem la grupa 5 unde acolo am avut o bătălie practic la vârf între două modele diesel între Răzvan Gosta respectiv Andrei Precup cu asta locomotivă, cu Seatul Toledo o luptă foarte interesantă un Andrei Precup pilot acolo de top 10 de fel, un pilot care merge foarte tare cu acea mașină, dar și Răzvan Gosta iată a reușit să facă performanță cu Volkswagen Golf 4, pe lângă asta alte nume de la categoria 5, am remarcat și pe Mihai Hai Pleșa, cu Honda Civic, iar acum ne pregătim de cea mai aglomerată grupă, și anume grupa 6, <gri> grupa 6, <șase. gri> unde a avut un duel foarte interesant între Alexandru Crepelca, Matei Voicu, Vlad Colceriu, Claudiu Motoc, chiar și Alexandru Cazacu. Și iată, Alex Crepelca devine campion cu o mașină, spunem așa, ușor mai slăbuță față de un model de un R2, cum au venit și el a scontat ca indeția cu mașini, practic de uzină făcute chiar special pentru curs. Iată, Alex ca învinge la grupa 6 cu o mașină de garaj, practic, și a fost un duel foarte, foarte interesant. Și să vedem în acest an dacă Alex va alege să vină din nou cu modelul Honda 5, poate, sau dacă va face o schimbare. Dar în rest, o luptă foarte interesantă. Cei mai mulți concurenți, spunem așa, a fost această grupă. Și cam asta ar fi la aceste grupe de performance factor grupe care au determinat majoritatea mașinilor, grupe care au, cum să zic, au adus un plus pentru campionatul de viteză în coastă și pe uh, acest format se va merge și în 2023, practic, cu aceste grupe de performance factor. Da, și să nu uităm, cum am spus și eu, poate n-am apucat să spun, grupa 6, lupta generațiilor, practic, veteran versus uh, rising star-uri, ca să spun așa. Da, absolut. Chiar e o bună, bună treaba asta ce vă spus tu acum. Da, uh, doi pe tineri, Matei, uh, de fapt trei, și Alex Cazacul, respectiv la Colceriu, versus un veteran cum este Alex Crepelca, care are o experiență în automobilistă extrem de mare. Și cam asta ar fi, cum a da. spus, la clasa 6. Și dacă tot am zis de uh, lupta de generații veteran versus uh, Rising star să vorbim și despre junior care e într-o creștere constantă această categorie. Da, la junior am avut o luptă foarte interesantă între Matei Voicu și Vlad Colceu de-a lungul sezonului. Vlad care a venit pe Peugeot 208 2 și chiar a venit pe finalul campionatului cu acea Skoda Fabia Rally 2. Matei Voicu venit cu For Fiesta 2T, o luptă foarte strânsă între cei doi și chiar a fost frumos, frumoasă de admirat această bătălie. Să nu uităm nici Pares Cazacu acolo. Aș, aș, menționa chiar și pe Sabrina Nora Camar, dacă o în saxo, s-a adaptat chiar foarte bine la etapele de viteză în și cu siguranță este o pupantă ascendentă Sabrina și iată se adaptează din ce în ce mai bine cu această competiție. Da. Și de Bogdan Duma, evident care De Bogdan fint... Duma lăsăm un pic mai, mai în spate Că o să vine și rândul lui Dar ah, să mergem okay. mai departe Ok, în regulă Clasa rookie la debutanți, da, Vlad Colceriu a fost cel care a obținut titlul. S-a luptat acolo chiar cu piloții de pe modele diesel, cu Răzvan Gusta și cu Andrei Precup. Două o luptă interesantă și la debutanți. Iată, un R2 versus două modele diesel cu un cuplu mai mare decât modelul R2. Dar iată că suntem pe o direcție bună cu debutanții, avem nume rapide la start și iată că fac performanțe foarte, foarte bune la viteză în coastă regulă clasa de mașini electrice? Care a fost populară față de alții? La electrice în acest an am avut o baterie ușor inegală pentru că Dominic a venit practic o Tesla la Model 3 Performance, de aproape 500 de cai putere, o mașină foarte, foarte rapidă. Un Dominic care a reușit chiar la straja, la manșa a doua de concurs, să vină pe locul 2 cu modelul Tesla. Să nu uităm și de Racing Mimi, care a fost pilotată de către doi piloți în acest an, mașina de la BMW România, de către Andrei Barbu, respectiv Horia Platona. Și pe final de sezon a apărut și Sorin Ghișoi, cu un mini cooper electric. Să vedem dacă Sorin va veni și în sezonul acesta 2023 full-time. Chiar ne bucurăm de faptul că începe și această grupă să prindă aripi și deja un reper este clar mașina lui Dominic, acea Tesla Modă 3, care, vă spun sincer, este printre cele mai aspectoase mașini de curse pe care le-am văzut în ultimii ani în România. Da, și o mașină spectaculoasă pentru viteză în coastă pentru a se menționa, pentru că dăm să menționăm acest lucru. Clasa de mașini istorice. E, la istorice n-am avut acel clasament open, dar am remarcat câteva nume interesante la etapele de viteză în coastă din 2022. Dani Rișteanu, cel care se ocupă și de campionatul de slalom paralel, care a venit cu Volkswagen și șiroco. Vreau să menționez că la istorice au fost doar la etapele de coeficient 2, au fost prezente doar aceste runde de uh, coeficient 2. Dani Rișteanu cum v-am zis, uh, Mihai Alexandrescu un veteran deja al motorsportului românesc cu a sa Dacia m este foarte rapidă, o Dacia care și arată foarte, foarte frumos restaurată așa cum trebuie uh, Robert Adam, l-am remarcat și pe el cu modelul Dacia Sport a mers și el foarte bine acolo cu sportiva sa mai ales a Dacia Revival, a mers foarte, foarte bine pilotul Brașovean un alt Brașovean Bogdan bărbatul, Austin Mini Mayfair, o mașină care, iată, a fost acolo prezentă în zona podiumului la categoria sa. Și să nu uităm și de Dacia Revival, unde am avut și acolo animație, am avut și pe Valentin Emțanu și pe Gabriel Conduris. Da, iată, și Dacia Revival începe să prindă rădăcini solide în campionatul de viteză în coastă. Da, și să vorbim și despre viteză în coastă 2, că dacă tot am zis de Bogdan Duma. Da, absolut, Bogdan Duma este campionul național de la viteză în coastă 2 A reușit să devină campion la 16 ani, a mers pe un Peugeot 208 2 Cu un sezon interesant pentru el, a mers și la Radical Cup am mers chiar și în raliuri, la raliul Clujului Bogdan care va face pasul la campionatul mare, să spunem așa, de viteză în coastă Tot acolo a avut o luptă interesantă cu Cosmin Oprinesc Hunedoreanul de pe Volkswagen Golf 4 Turbo un pilot rapid, Cosmin, în campionatul acesta de viteză în coastă 2, un pilot care ce-a făcut mâna la competiții regionale. Peter Pasco, a fel, locul 3 în clasamentul general, cu un Volkswagen Polo, o mașină mai micuță față de Golf, evident, dar a mers foarte, foarte bine Peter. Alte nume interesante pe care am remarcat în acest sezon, Dragoș Băzoi, cu al său renumegan Gan RS, fost a mașina lui Cosmin L-a remarcat și pe l-a remarcat și pe Ovidiu Ponea, cu uh, campionul de la debutanți, cu Volkswagen Gol, după aia a trecut pe mașina sa practic de suflet, modelul său de suflet Seat Leon Cupra. Uh, alte nume, Alexandra Teslovan, iată, o prezență foarte, foarte simpatică la stada și rapidă cu Renault Ingo. Ștefan Mălureanu, tot pe Renault Twingo, la grupa 7, la fel, și la Junior au, au avut parte de o luptă foarte interesantă și cu Bogdan Duma, Alexandre Oiu cu Renault Clio și multe exemple pe care cred că le știți cu toții, pe care le-am văzut la viteză în coastă 2. Da, și să vorbim și câteva vorbe despre sezonul 2023, pentru că avem calendar, avem câteva anunțuri, cam care ar fi oamenii de urmărit, nu știu, etapele de urmărit... 2023 Vlad vine cu niște schimbări foarte interesante. Unul la mână va dispărea Campionatul de viteză în coastă 2 și se va muta cum ar veni în Campionatul Național de viteză în coastă. Pe lângă Campionatul de viteză în coastă, o să avem Trofeul Masters de viteză în coastă. Adică, la acest trofeu Masters vor fi la start prezenți doar piloți cu experiență, nu se acceptă debutanții la start. Vor fi piloți de la grupele de PF între 1 și 5, plus evident prototipuri și așa mai departe. Vor fi cinci etape la trofeul Master și anume Răjnov, Rânca, Sinea revine, iată, revine în calendar, Gutăi și Pana Brașov, trasee deja emblematice pentru campionatul național de viteză în coastă. Iată, trofeul Masters va fi de urmărit, să fiu sincer, să fiu, o competiție interesantă, trofeul Masters. Iar campionatul celălalt, și anume campionatul național de viteză în coastă, simplu cum ar veni, se renunță la acea etapă de o zi ca la viteză în coastă, se va merge pe formatul clasic, sâmbătă-duminică, și uh, la fel și la Tofeu Master o să avem și sâmbătă, respectiv duminică. La viteză în coastă o să avem etape precum, o să începem la Media și în Aprilie, o să mergem la Reșița, la Chiele Grădiștei, la Straja, vom merge la Câmpul un Mușcel, uh, la Reșița, dacă am mai zis din nou, așa. Um, am mai remarcat și o etapă la Harghita B, iată, face pasul la e, campionatul mai mări, să spunem așa, etapa lui Adit Slovan. E, și deja se am văzut că este în stadiu de proiect și un campionat regional, e, CNVC regional, adică un campionat în care se vor ține maxim trei etape, pe trasee diferite față de cele din campionatul național. Și câștigătorii acelui campionat vor fi premiați la gala campionilor din 2023, respectiv vor avea șansa să facă pasul în campionatul național. Foarte probabil să avem campionatul în zona aceasta Transilvaniei, probabil zona Mureș, Harghita și așa mai departe. Și cam asta ar fi la nout noutății, să spunem așa, mai tehnice ale sezonului 2023, un sezon care va fi de urmărit și în continuare o să-l vedem la prima sport respectiv pe canalul de YouTube FRAS. La capitolul noutății din partea piloților nu prea avem Singura notate majoră, spunem așa, este trecerea lui Mark Banca pe acel model Kia Ceed TCR, o alegere sincer ambițioasă din partea lui Mark, o mașină care, să fim sincer, pe partea de circuit nu a excelat foarte mult, dar iată că Mark face pasul și poate de ce nu o să duc la performanțe mari în România, Și despre alți piloți, să vă spun sincer, nu am alte detalii, chiar nu știu ce uh, va fi în zona de... În scrieri și așa mai departe, pentru că nu, nu, avem detalii, chiar nici despre Ciovică nu avem detalii și despre Ghinea, deci mai avem de așteptat un pic măcar până în aprilie, când o să înceapă sezonul, o să vedem ce va fi atunci. Da, într-adevăr, dragii mei, așadar vom avea un sezon 2023 mai interesant decât sezonul 2022, ca să facem așa un mic rezumat, foarte multe schimbări, etape noi, etape nou intrate, revenite, cum este uh, cea de la Sinaia, Bun, dragii mei, cam asta a fost jurnalul video, Andrei, dacă mai ai ceva de, de spus către fani. Ce pot să le spun faniu este să ne auzim pe, pe, la competiții și să ai un sezon foarte frumos de urmărit, fanii noștri de viteză în coastă. Într-adevăr, dragii mei, și eu evident voi încerca să particip la cât mai multe etape de, de viteză în coastă, să le suprim pe canalul meu pe România Cultur Cars. Bun, dragii mei, cam ăsta a fost jurnalul video de la Campionatul Național de Viteză în Coasta. Ați aflat noutățile. Andrei, îți mulțumim cu o dată pentru invitație. Te mai așteptăm la alte jurnale video cu altă ocazie. Și până data viitoare, dragii mei, eu am fost bag Andrei împreună cu Andrei Mangalia. Vă salut, toate cele bune. Țineți minte, stada nu e circuit și let's go racing vroom! Toate cele bune!